foarte, foarte valoroase. Aș fi avut, mai avem foi, parcă, nu? Că trebuie să închidem aici cu câteva foi pe care să le punem. O punem pe asta, dar și punem și o foaie măicuță. Așa. Noi trebuie să-l încheiem pe asta, da? Îl încheiem, că nu putem să lăsăm spațiu neacoperit. Da. Acum mai punem un pic de fum, mai tragem și punem o foaie și mai încă o foaie, două foaie, dacă am pus, el își face treaba liniștit. Aici. Deci, dragilor, cei care vă propuneți, doriți să porniți această activitate, eu am mai făcut filmulețe, n-am ajuns, în cerere tare mai că n-am ajuns aici să mai fac niște filmulețe, pentru că în clipa în care așa aș fi făcut filmulețe mai din timp, vindeați toate familiile acele pe care le-ați avut la dispoziție. Pentru că, dragilor, hai să o spunem pe cea dreaptă, vreți neapărat să descoperiți biostupul la potențialul său. Deci biostupul folosit la potențialul său, în sensul că ne oferă și unul sau două, vă dați seama că acum un roi pornit, vreau să spun matca din spate cu care stau de vorbă, mă pot duce și în roiniță. Deci pot să am șansa ca înainte de tei să fie deja roiuri foarte bune, pe 5-6 rame de puiet. Ori pe 5-6 rame de puiet, acele sunt familii cu adevărat valoroase. Așa că eu vă invit. Aceea este o altă ramă. Haideți să vă spun. Asfaltă de mână, asta e stricat. Da, am înțeles, nu aveți faguri și să chem filmulețul. Da, am înțeles. Da, iată-ne. Asta am să o pun în clipa de față, am să o pun mai în margine. De ce? Vreau să împingeți un pic albina și să o punem în margine mai puțin pe asta. Da, că nu e de calitate. Nu. Dragilor, dacă folosim biostupul și rama clăditoare e pusă, nu vom avea niciodată vreo celulă de trântor, ci tot timpul trântorii vor fi în rama clăditoare crescuți. De aceea, rostul biostupului este acela de a obține producție maximă de ceară, de miere, de apilarnil, captarea varoa. Păi nu e de aici de acolo, ca să încep de timpuriu captarea varoa și să nu mai avem probleme pe parcursul întregului an, dacă ne ținem de asta, câtă vreme familia este frământată de creșterea masculilor, ea va avea tot timpul grijă să-și crească, deci frământată de roire, va avea grijă să-și crească mascul. Așadar, iată că reușim să o așezăm. Da, deci aici nu mai umblăm decât, știți, când la extracție, atât, când extrageți, veți vedea, chiar mai înainte de a începe extracția, că începe să bage foliu. Și atunci sunteți foarte liniștită cât privește familia de aici. Să stai deoparte și nu ai treabă cu ea o perioadă lungă de timp, este minunat. Ce facem acum, dragilor? Nu facem altceva decât să dăm albina așa, și să punem capul. Da. Se pune pe amândouă capurile odată. Capurile se pun în cruce pentru a crea așa varianta de Hahnemann și să nu urcim asta. Iată că am aranjat aici. Deci, ce știm noi acum? Știm că aici este matca, știm că am lăsat ochiurile deschise ca să vină albina
din partea aceea, după feromonii măcii acestea, să populeze foarte bine, să crească cele două foițe, parcă două am pus aici. Trei foi, da. Să-mi crească de aici, iar eu dialogul de acum cu familia aceasta, repet aici de bază, nu m-am nicio treabă, la cules, după cules, treaba aici, ce face acolo, știu că este matcă, știu că este matcă prin faptul că începe să bage polen. Dar ca să mai există un moment dificil ca ea să iese la împerechere și să o prindă o pasări, să o prindă ploaia și nu se mai întoarce. Pentru asta, din, la, să spunem, câteva zile, la 7-8 zile, de la momentul acesta, vine și punem o botcă aici. Punând o botcă aici, dacă mi-o rost-o, înseamnă că matca s-o întors, s-o făcut treaba, el și rezolvă treaba. Deci, la 7-8 zile, punem o botcă acolo, da? Ei, în felul acesta, am clar controlul. Adică evit momentul acela dificil, greu, nu? Că la împerechere să se întâmple un accident. Și în felul ăsta, risc, dacă cumva se întâmplă un accident, deci ăsta risc să se besmeticească. Sau, dacă am las aici deschis, am un moment extraordinar de favorabil cu stupă. Dacă cumva s-a întâmplat un accident și nu a apărut matca, atunci eu numai cât grila de acolo am luat-o, hanem asta, diafragma, am luat-o și matca s-a dus și a luat tot lucrul. Matca asta de buzunar, care e la mâna mea. Tot timpul. O am tot timpul la rezervă. Eu tot timpul nu pierd familia asta. Deci sunt foarte, foarte, oferă foarte multe facilități. Ba mai mult. Pe asta de aici nu pot lăsa, nu se va bloca niciodată. Matca este valoroasă, puternică. Am buzunărel la dispoziție. Eu pot să iau două rame și să le pun deasupra în buzunărel și cu asta să stau de vorbă până când, Doamne ajută, vine cineva, am și dat rapid. Oricând, deci măicuților, oricând aveți la dispoziție posibilitatea să vindeți pe tot parcursul anului familiei de albine. Aici trebuie să înțelegem. Iar eu, dragilor, vă invit cu tot dragul. Vizionând filmulețul acesta, eu sunt convins că puteți suna la mănăstire. Mănăstirea Tisa Silvestre, da? Deci o găsiți pe hartă, găsiți acolo și aceasta este stupina care, nu. Din 2012, mi-amintesc, ați trecut pe Biostup și din 2012 lucrați pe noua tehnologie. Deci puteți ajunge oricând din clipa asta pentru a lua familii foarte, foarte puternici, valoroase. Am să vă și arăt familii de vânzare, cum să spunem, nu? Avem acolo, putem să ajungem acolo. Deci, acum ce facem, măicuță? Deci, familia este așezată, aranjată, aici nu ne mai batem capul, punem roinița aceasta, dragilor, ea acum în varianta ultimă care a făcut-o Viorel, știu că comunică cu buzunerul, poate să fie transformat într-un cat, deci cu rame întregi puse de sus până jos, încât pe partea asta să mă trezesc cu 12 rame. Dar aici, repet, nu stă spațiul ăsta degeaba. Aici putem crește o mătcuță, din nou în pereche o mătcuță și să veniți, dragilor, veniți la Tisa Silvestre și veți avea șansa să luați niște familii foarte puternice. Acum, înainte de debutul salcâmului, mai ales cei care sunteți din zona aceasta a Bacăului, Neamțului, Suceava, toți cei care vreți să veniți să luați niște familii puternice și cu binecuvântarea de la mănăstiri, cu dragul acesta cu care măicuțele fac treaba aceasta și vă pot dar să spun niște familii valoroase, sănătoase, încât să obțineți producții cu adevărat. Acum, eu aș vrea să le arătăm și câteva familii de vânzare, măicuțe, ca să aveți aici aproape, da. Să putem să invităm încă de mâine. Eu de seară voi pune filmulețul și de mâine începând
pot veni la familia acestea să umpere așa cum da, deci iată este un spectacol aici. Cât ce frumuseți în pădurea de Salcâm, o stupină așa frumos construită și cu atâta drag. Ia uitați-vă, dragilor, cât ce frumuseți. Ce frumuseți. Aici este, nu, gândit așa, a fost parcă pentru început un spațiu pentru lucrurile, lucrat-o aici la stupină. Dar din ce am înțeles, aveți acum niște camere pentru oaspeți, dacă nu? Dacă am înțeles bine, măicuță. Ei, dragilor, cât de minunat este să stai să spunem aici într-o cameră, să auzi zumzetul acesta de albină. Este spectaculos. Știu că există și posibilitatea, nu? Așa zise, ca bănuțe, unde punem niște familii și facem aerosole și ele de... cu aerul acesta, cel mai pur aer care e cu putință, nu, ventilat de albină, acesta e aerul cel mai pur. Faci... De aceea apicultorul care stă și a plecat, stă asupra stupului, el are posibilitatea să inhaleze cel mai pur aer. Da, dragilor, ia uitați, astea sunt familii. Bă, iertați-mă, maică, dacă vă spun așa ceva, nu găsești. Băi, dragilor, deci acest stup pe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rame, de 14 rame, nu vreau să-l desfac, dar după cât îmi dau seama, sunt 7-8 rame cu puiat, fără discuții. Mai mult. Mai mult. Am făcut control chiar săptămâna asta. Da? Și era supra, e gata să bufnească. Puietul. Deci puiet până la 8-9 rame. Până nu? În 10 rame. 10 rame de puiet. Păi, dragilor, eu nu știu, nu stați pe gânduri. Veniți cu, dacă aveți biostupul de la Viorel, a spus 14 rame, 12 în față și mai punem în buzunărel. Știți, maică? Două în buzunărel cu matca, cu tot. Îți duce pe modelul acela de sus, care l-am făcut noi. Deci ce poate să facă respectiv cu familia asta? Ce poate să facă familia asta? Este nemaipomenit. Dragilor, o astfel de familie, măicuțele, am să spun și prețul care îl gândesc eu. Deci prețul fără 500-600 de lei nu se poate da o familie asta. Deci 60 de lei ramă. 60 de lei ramă. Deci de ce am zis eu 60? Eu pe internet am pus pe internet 65, dar dacă ei să ne cocem, e 60. 60. Deci fără 600 de lei, 600 și ceva de lei, 700 de lei, nu poți să dai o familie de asta. Da? Deci ea este super, super valoroasă. Dragilor, și nu mai insist. Nu aveți decât șansa de a merge direct în producție și de a merge cu biostupul, deși eu merg rapid la biostup, cu biostupul, șansa de a obține 3 încă, măicuță, 3, pe ușor mai obțin încă 3 de ele, cu în față, cu în spate, cu roinița, cu tot ce trebuie, matca fiind așa valoroasă, deci au șanse să obțină lucruri deosebite. Eu vă invit cu tot dragul să ajungeți aici. Să ajungeți să vedeți niște... Noi așteptăm cu... și dăm cu toată dragostea. Știu că ați făcut această treabă și o faceți de fiecare dată. Da? Dar iată, dragilor, așa era stupina veche. Stupina veche cu biostupii... Nu, în varianta tradițională. Da? Și când am descoperit în 2012, stând de vorbă cu maicii, au spus, nu, trecem și noi, facem și noi pe biostup, pentru că sunt foarte multe lucrări se pot face pe biostup. Așadar, vreau să mai vedem încă un... Deci aici am văzut așa, dar vreau să le arătăm prietenilor noștri cum anume joja asta care îi la biostup, rama de control, cum ne spune exact ce se întâmplă cu familia respectivă. Deci noi nu trebuie să ne batem capul prea mult, ci pur și simplu să știm să interpretăm, să folosim
toată, să spunem, capacitatea aceasta de oportunitățile pe care ți le oferă biostupul și să stai liniștit că totul merge de la sine. Deci aici este frumusețea. Iată, ușor, ușor își dau drumul la cules. Să vedem acum că, după cât mi-am dat seama, rampa asta a fost, măicuță, rampa a doua a fost acum deschisă, după cât îmi dau seama. Aha, aha, asta, de aici îmi dau seama, știți? Aici culesul este, adică circulația albinei mai scăzută pe partea asta. Vreau să-mi deschid... Păi sigur că da, nu e obișnuită. Și vreau să mai facem încă o dată testul ăsta, măicuță. Ia uitați-vă, dragilor. Albina, rampa, deci nu până la baza asta, deci cam atâta, măicuță. Eu vreau să înțelegem foarte bine, deci cam așa trebuie lăsat. Împingem până când ajungem aici, când felul ăsta suntem siguri că se circulă corect albina. Dacă ești într-o perioadă și ai sesizat că vrea să roiască, atunci când ai tras așa, matca nu mai poate ieși. Deci este forma de prevenire a roitului pentru o zi, două. Da? Nu poate să mai fugă matca. N-are pe unde. Deci asta înseamnă că ea nu poate intra prin găurile cele. Deci, practic, ai oprit. Așa, când vedeți că vrea să iese să roiască, dacă ești atent, numai că te-ai tras aici. Ca și cum ai închide zăvorul aici. Și ai zăvorit-o înăuntru. Dar atenție multă. În timpul activității nu pot lăsa așa, ci eu trebuie să împing, repet, ca să am spațiu de circulație al albinei. Acum am să mai insist încă o dată, să vă arăt, dragilor, ce interesant este dialogul cu albina prin rampa de zbor.